Din punct de vedere sociologic, familia este considerată nucleul societății, iar căsătoria este, desigur, începutul acestui nucleu. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie sunt un real exemplu privind trăinicia familiei și mai nou vor fi răsplătite. O căsătorie care împlinește 50 de ani este în mod sigur un exemplu, dar din păcate asemenea exemple sunt din ce în ce mai rare. La o vârstă medie a căsătoriilor stabilită la 20 de ani, sărbătorirea a 5 decenii de căsnicie înseamnă o vârstă deja în jurul a 70 de ani, vârstă considerată la limita speranței de viață a românilor. Mai nou, consilierii locali au hotărât să răsplătească trăinicia căsătoriei și vor premia cu bani cuplurile giurgiuvene care au împlinit 50 de ani. Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu numărul 378 din 22 decembrie 2005 privind acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 de RON familiilor din Municipiul Giurgiu care au conviețuit cel puțin 50 de ani. Raportul Comisiei Juridice. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Cuplurile de giurgiuveni care au împlinit 50 de ani de căsnicie vor primi din partea primăriei 500 de lei. Cei care sunt în această fericită situație se pot adresa la sediul primăriei Giurgiu, unde deja au fost depuse peste 40 de cereri.